Salut! Astăzi voi tăia un măr, un măr bătrân, care nu mai produce mere, cu ajutorul unei drujbe electrice. Haideți să vedem ce e de drujba asta și cum se comportă la treabă. Fac protecția de lamă. Motor cu răsprău. Ok. Manualul. Și lama.
cum se vede, drujba noastră electrică de la Breckner, Germania, bineînțeles produsă în China, și-a făcut treaba cu succes. Mărul a fost tăiat, mărul bătrân, cu ajutorul fiului meu, Alexandru. Acum ne apucăm să le spargem și să le ducem să le depozităm. La locul muncii. Am scos-o de-n priză și am pus siguranța că nu e în funcțiune, nu? Fiul meu, Alex, o persoană fără niciun pic de experiență, zero, a reușit să taie astăzi un măr, un măr verde, dar bătrân, care a început să se usuce. Am tăiat cu motofierăstrăul electric Breckner, mă rog, Germany, dar are a mers destul de bine, am tăiat și în uscat. Tot niște lemne vechi. Pot să spun că fierăstrăul electric s-a descurcat admirabil. Pentru o treabă de armator, pentru utilizare în curte, este foarte bun. Numai bun. Atât timp cât ai o sursă de curent, merge. Acum aranjăm lemnele și trebuie să curățăm motofierăstrăul să rămână curat pentru utilizarea următoare. Am tăiat mărul de acasă. Dacă tot l-am tăiat, trebuie să punem și ceva în loc. Am venit în locul stabilit, unde acum două săptămâni am găsit acești meri. Îi voi scoate și mergem cu ei acasă. Haideți să vedem. Hey, everybody. Primul măr am scos. Este un măr crescut din rădăcină, dar chiar și așa îl putem valorifica. Îl voi tăia acum, voi lua coasnica, îl curățăm și îl toaletăm. Revin imediat. În primul rând, curățăm toate zonele afectate. Aici acasă voi tăia cu fierăstrău. Dar acum îndepărtăm
la un cep de 5 cm, cealaltă ramură, ramificația tulpinii. Și de aici voi scurta. Și acesta este pomișorul nostru. Are și puțin pământ. Nu-l scuturăm. Îl punem în lighean. Să mergem cu el acasă. Dar mai căutăm unul. Aici al doilea. Exemplar. Număr. Și pe el încerc să scot cu rădăcina. Cred că am reușit. Cred că da. E, da. Da. Păstrez pământul acesta. Fasonez rădăcinile afectate. Pentru că prin fasonare se stimulează producerea de noi rădăcini. Aici avem două ramificații. Vom păstra numai pe cea care este mai aproape de rădăcină și cu poziție verticală. Cealaltă o tai la cep de 5 cm. Fac o subcintă scurtare la circa 70 de cm. Și gata. Voi tăia cu firăstrău zona afectată de loviturile de topor, pentru că în felul acesta să rămână o tăietură curată care să favorizeze formarea de noi rădăcini. Super. A rezultat o zonă perfect curată, pe care acum o voi fasona cu cuțitul. Pentru că în felul acesta coaja să nu se jupoaie, iar țesutul cambial descoperit să favorizeze formarea noilor rădăcini. Aici este în regulă. Și acum un mic secret. Pe rădăcini voi turna bere. De ce bere? De ce bere? Berea conține drojdie. Iar drojdia favorizează procesul de micoriză, de formare de noi rădăcini. Drojdia este un stimulant natural. Bun, mergem să facem gropile. Super! Prima gropă. Facem cu hârletele o groapă de 40 pe 40 cm. Vom pune primul noi. Îl tasăm bine.
o lăsăm umplută de cât? Până la jumătate, pentru că vom aduce o galeată cu apă. Și al doilea măr este în poziție. Am dus să iau apă. Fiecare pomișor să punem 10 litri de apă. Punem între 5 și lăsăm să se absorbă. Trecem la următor. Punem și lui de asemenea 5 și lăsăm o jumătate de oră să se absorbă în pământ. Atât pentru astăzi, vă mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi am tăiat un măr și am plantat alți doi. Alex a fost alături de mine, a fost inițiat în lucrul cu drujba electrică și sper că experiența noastră este interesantă pentru voi. Vă mulțumim pentru vizionare, sănătate multă, numai bine! Sănătate!